Ministerul Economiei a fost stabilit să înființeze și să coordoneze Comisia Interministerială pentru Inventarierea și Inspectarea la nivel național al halderol de steril, cu raportare în 90 de zile de la data hotărârii. Prima ședință a Comisiei amintite a avut loc în 20 iunie când s-a stabilit să fie constituite comisii județene, care vor întocmi inventarul depozitelor de steril la nivel județean, vor face inspecția depozitelor de deșeuri și vor întocmi rapoarte. Comisia Interministerială a stabilit și un calendar al acțiunilor, o primă întâlnire a reprezentanților instituțiilor județene în vederea informărilor și desemnării unor persoane care vor face parte din Comisia Județeană a avut loc astăzi la Palatul Administrativ din Baia Mare. Potrivit unui comunicat de presă al Prefecturii Maramureș, ședința a fost prezidată de Prefectul Sebastian Mihai Lupuț, care urmează să emite un ordin prin care se va înființa Comisia Județeană de inventariere a depozitelor de steril și a depozitelor industriale Maramureș. Conform aceluiași document pentru a oferi o imagine generală asupra situației specifice din județul nostru, prefectul Lupuț urmează să poarte discuții cu reprezentanței CNSSU, MEAI și ai Ministerului Economiei, iar săptămâna viitoare va avea loc o primă ședință a Comisiei Județene.